Bună dimineața, bună dimineața! Este 9 și 42 de minute și exact cum vă ziceam, aici la matinalul Art FM alături de noi o invitată absolut specială și în, exact cum ne-a informat, în culorile anului. Am zis că de mâine nu-l mai primesc pe Paul dacă nu se îmbracă în aceleași culori. Promis galben. Promis să vin și eu galben de galben acum încolo. Și gri. Așa, bună, Anuelie! Te așteptăm, te așteptăm, te tot așteptăm, așa. Ne bucurăm că ai ajuns la noi și iată, ne bem cafeluța. Aplinică. Aplinică. Nu ești cu sucurile, cred că. Ce anume? Cu sucurile ești? Dimineața nu, că nu e bine la stomac. Arsuri de astea, nu? E bine, e bine. Da, uite aici, Paul, contraexemplu. Ieri era cu Pepsi Cola, nu știu cu ce erai, dar era... Și că vreau să mă las de ele. Dar dimineața chiar nu e ok să-ți bagi suc, nu știu, mi se așa. Pare că te rupe la stomac. Dar cafeluța merge? Da, cafeaua, da. Fără zahăr, neagră. Nu, nu-mi spune. Cum adică fără zahăr? Fără zahăr, fără nimic. Neagră, simplu. Nu, nu ne jucăm așa. Cafele. Hai să mai intrăm încă o dată. Să ne prezentăm. Dar să știți că sunt o persoană tristă. Mi s-a mai zis, dacă nu-ți place cafeaua cu zahăr sau cu arome, ești o persoană tristă. Păi nu, că e invers. Știi că vrei, ai nevoie de zahăr dacă ești tristă, știi? E chiar invers. Probabil. Te-au mințit, mă, erau geloși că tu poți să bei cafeaua fără zahăr și cea nu. Cea mai bine, recomand. Ia zi, Anuele, cu ce surpriză ai venit la noi astăzi? Păi astăzi am venit în primul rând îmbrăcată în galben. Așa, asta a fost pentru mine cel puțin. Foarte veselă. A fost cea mai frumoasă surpriză. Culori vesele. Pentru de dimineață, cum s-ar zice. Și am venit cu o piesulică, se numește Lover Boy, în limba engleză, compusă, scrisă de mine, interpretată de mine și produsă de Georgian Idrician. Ce frumos! Apropo de galben, dragi ascultători, așa, o să puteți să intrați pe pagina noastră Art Media de Facebook și la fel Art Media de Instagram și acolo neapărat facem poze după emisiune și postăm neapărat. Ca să vedeți și ținuta. O, da, neapărat. Și o poză neapărat doar cu încălțămintea. Deci... Okay, da. Nu vă zicem de ce, trebuie neapărat să intrați după ca să vedeți și... ok, Loverboy, de unde a pornit? Când a fost scrisă piesa? Piesa a fost scrisă, cred că în luna iulie. Deci după carantină? Cu primii fiori așa de libertate. Nu știu, Bragadirul încă e în carantină, teoretic. Da. Noi suntem în carantină, mai mult sau mai puțin. Bine, lockdown, ca să-i zicem. Da, bine, lockdown, da. Când s-a Prin iunie, cred. Nu mi-aduc aminte, sincer. În mai, iunie. Deci cumva... Deci în iulie. În libertate. Da, când eram liberi. În iulie a luat naștere. Ideea este că eu activez în domeniul muzical de aproximativ plus minus 10 ani și mi-am dorit foarte mult să fac o piesă după sufletul meu, pentru că mergând la studiouri de atâția ani de zile mi se spunea vreau așa, vreau să sune așa, vreau cuvintele astea și niciodată nu puteam să-mi pun amprenta, ca să zic așa, 100%. Și piesa asta am făcut-o pentru mine și ca un experiment pentru contul meu de TikTok. Este prima piesă scrisă de tine sau... Nu, eu am, cred că peste 100 de piese scrise. Și scrii și pentru alți artiști? Da. Ok. Și Loverboy de la... Așa mi-a venit. Ce să zic? Așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Bun, așa a fost să fie acest Loverboy. Abia aștept să o ascultăm aici în studio. Ce vreau să întreb este, de fapt, e cu dedicație sau nu? Ar putea fi. Eu sunt căsătorită și eu am mai scris melodii pentru soțul meu. Dar nu numai pentru soțul meu, cred că oricine se poate regăsi în piesa asta. Mă refer la fete. Ce frumos. Asta e cu dedicație. Da, păi îl salutăm, probabil că te ascultă. Sper, dacă nu. Salutăm. Cătălin Dori, dă-ți un mesaj. Salutăm și pe... Imediat verificăm. Salutăm și pe băiatul care... Ce
face de fapt băiatul? Ce să facă băiatul? Băiatul este un puturos. Chiar vorbeam cu soțul meu zilele trecute și ziceam, odată ai văzut că dacă mă trezesc la 12, 1, 2, nu contează, el săracul stă lângă mine în pat, nu se ridică orice de acolo. Ar fi. Da. Să clarificăm și pentru ascultători, băiatul este Motanu. Da, 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 da. Așa îl cheamă sau... Am înțeles, are mai multe nume, e complicat. Nu, îl cheamă de fapt Sasha. Nu a fost al meu de la început. Eu l-am de la vârsta de un an. Wow! A fost al cuiva care n-a mai putut să-l țină. A, de la vârsta, scuze, de la vârsta de un an a motanului. A, da, 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 da. Am luat, da, de la vârsta de un an. Eu, sorry, da. El avea un an când l-am luat. Persoana respectivă nu a mai putut să-l țină și eu inițial nu am vrut animal în casă pentru că abia mă mutasem în casă nouă și eu am mai avut animale și cu păpuși. Vroiai și tu canapele întregi. Da, 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 da. Și săracul, noi când l-am adus acasă, stătea ascuns după canapea, vreo două săptămâni n-a ieșit de acolo. Și eu, hai băiatul, hai mă băiatul, băiatul în sus, băiatul în jos și zic, bă, acum și o să-i rămână, băiatul. Chiar... Că pe el în pașaport săracul cheamă Sasha, este adus din Rusia. Așa. I-a rămas băiatul și mi se pare funny și... A devenit o marcă înregistrată, cum ar da, veni. Da, ar trebui să fac și niște mărci, nu? Pentru băiatul. Merchandise. Ar fi cazul, având în vedere că e și din Rusia, e și eu... aveți acolo apărarea toată cu voi. Eu aș putea spune că băiatul e un fel de cum era Grumpy Cat la nivel internațional. Și acum putem spune că e la nivel național, da, băiatul. Da, da, da. Să facem tricouri, căni. Așa am înțeles că băiatul are contul lui propriu de TikTok și Instagram. Sau... Nu. Nu? E... Dar este un mini vedet așa. Da, păi contul meu de TikTok a devenit contul lui prin intermediul sau datorită lui. Îi mulțumim. Da, îi mulțumim băiatul. Am înțeles. Da, deci îl avem pe băiatul, lui ai dedicat vreo melodie sau ai apucat să... Păi avem băiatul. Câți ani are acum? Cine e băiatul? El are 3 ani și jumătate. Aproximativ. Nu. Ba, 3 ani și un pic. Ziua lui a fost pe 5 august. Mulți înainte. Chiar vorbeam cu... Am Iala. Început matinalul, da, cu noi, și noi avem pisici, deci suntem aici o masă plină de iubitori de pisici. De ce n-aduceți una pe aici, mascotică? Păi chiar ziceam de Lola noastră, că ea e un fel de mascotă și încerc să o aduc. Dar mie că ne trezim fără cabluri, fără obiecte, e foarte energică. Chiar vorbeam cu ea la pauză, cum se spune, și spuneam că eu înainte, când stăteam și eu pe TikTok, am urmărit foarte mult și găsisem o melodie, chiar un videoclip cu băiatul și chiar am pus o ringtone de apel. Și era ceva gen băiatul, cine e băiatul? Și știu că mușcase atunci. Și eu l-am pus ringtone de apel până să aflu, iată, uite despre cine e vorba. Și am rămas șocat. Dar la fel, să-i mulțumim lui băiatul, datorită lui. Să-i mulțumim și poate data viitoare, cine știe, poate vii chiar tu cu el. Nu, nicio șansă, săracu, e speriat de bombe, doar pe mine mă... Tot așa cu mințelie? De când speriat așa, de când s-a scudea după canapele? El s-a mai domesticit și s-a mai obrăznicit, ca să zic așa. Aha. Dar mai mult cu mine... În schimb, persoanele străine nu prea le agrează, în sensul în care nu îi lasă să-l atingă sau ceva. Și pe soțul meu a avut. Dacă ați urmărit clipurile mele de la începuturile contului, nu pot, sau nu știu dacă e ok să zic chestia asta, dar băiatul a făcut trăznăi pe perna soțului meu până l-a acceptat. Oh, da. Chiar printre ultimele video am văzut incident. Păi cu acele clipuri am început eu să-mi ridic contul de TikTok. Ok, și, da. Dar nu e castrat? Adică nu ați... Este castrat, okay. Da, dar are personalitate puternică, nu știu, cred că seamănă cu mine. Da, de obicei animalele cam preiau, așa că vezi, descoperă de unde sunt aceste porniri. Da, da, da. Da, oricum pisicile sunt haioase și eu am două, asta discutam la începutul matinalului cu Paul, când ne-am adunat aici toți iubitori de pisici. Cea mică, tot așa, are 3 ani și jumătate și e fetiță. La mine e Calico, e un... Știi pisicile Calico? Nu. Pisicile Calico au e un soi de malformații, sau nu știu cum să zic. Sunt pisicile care au 3 culori.
De obicei, lucrul ăsta nu se întâmplă. La motani nu rezistă, adică motanii, dacă se nasc cu trei culori, mor. Și rezistă doar pe pisici. Și de aia se numește o anomalie calico, care se numește. Deci pisicile care au trei culori sunt pisici calico. Și da, e foarte simpatică și iubitoare de atenție la fel. Și mult interes din partea lor. Interes pentru orice. Pe interes, nu mă mânc. La pisici în general? Da. Țin să menționez faptul că băiatul nu cere de mâncare. Dacă îi dau să mănânce bine, dacă nu, el săracul nu cere. Eu n-am văzut pisică să nu cerșească mâncare, să nu mi se urce pe masă, să fure. Este super cu minte. Singurul lucru pe care îl face este să lingă beculețele de la brad. Logica lui băiatul. Na. Nu se urcă în el, dar linge beculețele el acolo. Spotlight, are nevoie de lumină. Da, deci el vrea în centrul atenției. Deci te rog frumos să-l iei și pe el pe scenă când mai urci. Nu știu dacă stă, nu stă în brațe. Oricum a fost o premieră acum vreo două zile, când stăteam eu frumos pe canapea, mă uitam la televizor și s-a urcat pe mine dintr-o dată. Și el n-a făcut niciodată chestia asta. Și a trebuit să imortalizez momentul. Am văzut pe TikTok. Da, am postat și pe TikTok clipul. Zic, mamă, iubirea vieții mele vine cu acest iubit. Și săracul a dormit acolo pe mine câteva minute. Și iată un început, un upgrade al relației voastre. Da, 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 zic, a început să prindă încredere. Bine, în brațe tot nu stă. Adică dacă vreau, eu mai am o pisică mai bătrână, e la mama. Și de fiecare dată când mă duc la, o cheamă Mosi. Da. Și de fiecare dată când mă duc la mama la țară, o iau în brațe și hai să te plimbi și o plimbi, că îi place. Și ce adorme, se linge și săraca adorme. Îi place să o plimbă așa prin casă. Și aș fi vrut să-l plimb și pe băiatul, dar nu stă. Da, apropo de concerte și așa, cum a fost anul ăsta? Creativ a fost, că ai scris, da, și ai lansat o nouă piesă. Mai concerte... eu nu am, pentru că sunt songwriter de meserie, iar, să zic așa, proiectul ăsta cu Anuel e lansat în timpul pandemiei. A, deci e foarte, foarte recent. Da, da, da. Eu m-am hotărât după 10 ani în care lumea din spate îmi spunea, haia, Emanuela, numele meu real, haide să te poți să faci și tu o melodie. Și eu zic, lasă că am eu timp. Lasă că am eu timp. Și m-am trezit la 30 de ani, lasă că am eu timp. Mulți și înainte, da, și chiar sunt mulți înainte, frate. Deci nu e... Da, și da, să zic, concerte nu momentan, dar cine știe, poate după ce se ridică restricțiile și voi mai face, mai am și câteva colaborări care urmează să se realizeze cu artiști cunoscuți, dar momentan o să le țin surpriză. Și poate atunci o să vină și concertul. Sperăm că va fi de bine. Doamne știu. Da, eu nu mai am răbdare, recunosc că haideți să ascultăm și piesa. Ui, abia aștept. Și să luăm o mică pauză. Anueli, tu mai rămâi lângă noi, că așa. Dacă nu mai primiți? Sigur că da. Citim împreună și horoscopul neapărat, așa că avem tradiție aici să citim horoscopul cu invitații noștri. Ok. Și să aflăm mai multe detalii, dacă așa este sau nu. Avem și un horoscop special, dar până atunci haideți cu Lover Boy de Anueli. Rămâneți alături de noi. Love a boy, love a boy. He gets hard on the street. But
And I know I'm
darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone. This house just ain't no home anytime he goes away. And I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when he's gone. Bună dimineața! Este 10 și 7 minute alături de mine, Natalia și Paul. O avem astăzi pe Anueli. Bună dimineața din nou! Neața din nou! Da, avem un subiect important de discutat și anume cum vor petrece marele orașe ale lumii Revelionul. Anul pandemiei se încheie cu restricții, noaptea dintre ani. Dar până atunci trebuie să ne povestești și tu ce planuri ai de Revelion, poate ne inspiri. Ah, păi eu am niște planuri de Revelion. Eu și cu Dan Negru pe canapea. No. Și noi avem aici un Dan Negru care o să aibă un Revelion aici, direct. Mari, da. Planuri imense, aș putea. Eu am înțeles ca noi toți. Și băiatul, da. O salată de băf, o sărmăluță și cam aia. Merge și de Revelion. Da, da, da. Crăciunul cum a fost? Crăciunul a fost scurt toți. Am fost la părinți, la părinții mei, am mâncat, ne-am întors acasă, ne-am culcat. O zi de Crăciun. Da. O zi de Crăciun, așa cum ar trebui să fie. Exact, da. Da.
Nu, da, nici noi nu avem planuri extraordinare. Că, na, vorba aia, pandemia, suntem cu toți în aceeași oală. Dar am văzut că se mai pleacă, se mai munte una alta. Cine poate? Cum? Cine poate? Cine poate, dar da, bine, e un pic ciudățel așa că mergi oricum, nu ai unde să intri, nu ai unde să, totul e închis. Așa, doar să te bucuri și să-ți iei o... Am înțeles că acum se poartă căbănuțele astea micuțe, așa, în care îți gătești tu, îți faci tu totul, că... Da. Dar ce revelion mai... Adică bine și acasă dacă stai tot îți gătești, dar mă gândesc așa, dacă mă duc undeva în concediu, păi să nu stau eu așa și să fiu servită măcar în concediu. Păi da, aia e, că... Bine, terasele bănuiesc că mai sunt aici colo deschise, dar și alea din ce în ce mai puține. Ce frumos e să stai pe terasă la minus 200 de grade. E bună ciorba aia înghețată. Da, te mai scoți cu un vinuț fiert așa cu scorțișoară, dar cât să te țină și ăla? Nu știu, pârtia cred că e deschisă. Din... Pârtia? Da, da, e deschis la pârtia. Pârtia este, da? Deci lumea e... Bine, nu-i ca anul trecut, da, când, anul trecut când mergeam eu pe pârtie, era, păi și unde mai mă duc, unde mă mai dau cu sania sau cu schiurile. Acum pot să spui că e pârtia destul de liberă, ceea ce e un pic sinistru față de ce era anii trecuți. Da, și tu cu Alexandra nu mergeți la Brașov de anul nou acum, nu? Păi e primul nostru Revelion, chiar și pentru mine o premieră să fac prima oară Revelion la București. La București. Ia să vedem cum, ce se întâmplă de Revelion în marele orașe ale lumii. Exceptându-i pe localnici, oficialii australieni le-au interzis oamenilor să se adune în apropierea portului Sydney pentru a admira faimosul foc de artificii. Iar Times Square, aflată în inima New Yorkului, va fi închisă pentru public. E oi, ce trist. Parisul va fi oricum în carantină nocturnă, iar focurile de la Londra au fost anulate. Da, dar nu știu de ce am ales să citesc acest articol, este din ce în ce mai deprimant. Spectacolul pirotehnic de la Sydney va arăta diferit anul acesta. Cel mai faimos din lume, la care asistau de obicei cam 1 milion de oameni, va arăta diferit anul acesta. Mii de medici și asistenți medicali din prima linie urmau să fie spectatorii privilegiați. Așa erau planurile inițiale, însă un nou focar de infectări cu coronavirus în suburbiile din nordul metropolii australiene au determinat autoritățile să instituie noi restricții. Acum doar cei cu rezervare la un restaurant din zonă sau care dețin un permis valabil de la primărie vor avea permisiunea să intre în districtul central în noaptea dintre ani. Chiar și rezidenții care locuiesc în zonă, oaspeții lor, precum angajații localurilor, vor avea nevoie de permisul pentru artificii. Adică vor să zică că la ei restaurantele vor fi deschise. Că la noi sunt sigur nu sunt deschise. Eu așa știu că nu e deschis nimic la noi. Nu, nici măcar acum nu sunt deschise. Okay. Poate terasele, dar depinde. Eu n-am văzut încă. Deci eu vă zic terasele, că mai am drum aproape zilnic prin centru. Terasele sunt deschise și full, pline de oameni, pline, deci continuu. Deci lumea chiar are nevoie de socializare și să se vadă cu prietenii și așa, nu stau și în frig. Și e așa ca de sărbător, ăsta e spiritul până la urmă. Să ne adunăm, să fim cu toți împreună. Și de Revelion nu mai zic. Da, dar acum avem mare noroc că sunt totuși cât? În jur de 10 grade. Zilele astea au fost chiar, ieri au fost vreo 13. 14 sau mâine 14. A, deci vine Paștele. Da. Deci încă se poate sta afară. Mă gândesc că, na, totuși vremea, uite, ține cu noi. Așa, totuși pentru toată lumea există consularea transmisiei televizate. Sunt în curs pregătirile și pentru un alt Revelion faimos, cel din inima New Yorkului. Sfera strălucitoare care va coborî pe catarg pe măsură ce se scurg ultimele clipe ale lui 2020 a fost deja instalată. Este cel mai anticipat Revelion de la Revelionul Mileniului. Cu toții avem nevoie de puțin mai multă fericire în 2021. Numai că Times Square nu va fi deschisă pentru public din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Ceremonia va fi transmisă însă în direct în toată lumea online. La fel, primarul Londrei le-a cerut oamenilor să stea acasă noaptea de Revelion, însă din septembrie s-a decis anularea focului anual de artificii lansate de pe barje, de pe Tamisa și în jurul caruselului London Eye și nu vor fi deloc adunări publice în capitala britanică. Franța este în carantină nocturnă în perioada sărbătorilor și ea.
Iar restricțiile nu vor fi ridicate nici măcar în noaptea de anul nou. Un avatar al compozitorului și interpretului Jean-Michel Gérard va susține un spectacol în interiorul virtual al Catedralei Notre Dame. De fapt, celebrul lăcaș de cult parizian este încă în renovare după incendiul devastator din aprilie 2019, iar artistul în carne și oase se va afla în realitate într-un studio de unde va concerta live. Televiziunea centrală chineză a finalizat concertul de anul nou, evenimentul cu cea mai mare audiență de pe glob, care va fi difuzat pe 1 ianuarie. Chinezii au recurs la cea mai modernă tehnologie pentru un spectacol cum n-a mai fost. Peste 1400 de drone, wow, vor crea un fundal spectaculos la înălțime, iar în armata artiștilor responsabili cu antrenul au fost înrolați și roboți care cântă la pian. Da, iată și poți câteva surprize, ceva? Te rog. Poți să zic ceva, că da. M-am dus aminte. Ai zis de Notre Dame, Doamne, deci am o amintire foarte amuzantă și nu prea. Eu am fost cerută anul trecut în căsătorie, în luna martie, fix în fața Notre Dame-ului. Wow, pe 30 okay. martie. Am ajuns frumos noi acasă și după două săptămâni, ce să vezi, a luat foc Notre Dame. Și ne uitam, eu și cu soțul meu, ne uitam la știri. Și se întoarce soțul meu la mine și zice, a stat catedrala aia sute de ani acolo. Și te-am cerut pe tine și a luat foc. Super, zic aia că mă simt bine acum. E un început bun, mulțumesc da. Pentru încurajare. Cătălin, nu? Cătălin, dacă ne auzi, nu-i vina ta. Sper că nici a mea. Mă, da, dar în același timp, ce? Iată, va rămâne da. Un eveniment care, na, o să o refacă. Eu, având în vedere mobilizările care s-au întâmplat și tot ce a urmat după, foarte multă lume s-a mobilizat să o renoveze. Și uite, Jean-Michel Gérard o să țină un concert acolo, deci în continuare se mediatizează problema și probabil că se va rezolva destul de repede. Apropo de artiști mari, tu ce asculți în pauze și în timpul tău liber? Să știți că eu ascult de toate. Așa. Deoarece sunt songwriter și ar trebui să am o cultură muzicală cât mai vastă. Și ascult de la muzică clasică, rock, R&B, soul, gospel, pop, dance, până la, și vă rog să nu râdeți pentru că este important, până la muzică populară, muzică lăutărească și, evident, manele, deoarece sunt în trending acum și trebuie să ne facem un upgrade la abilitățile de a scrie și astfel de melodii. Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Dar ca inspirație, așa, un artist care, nu știu, te-a inspirat sau poate te-a făcut să mergi către acest domeniu? Am mai mulți artiști, nu am unul singur, dar uite, vorbeam și cu Paul în pauză. Mie îmi place, am crescut cu Michael Jackson, am crescut cu Metallica, am crescut cu Craig David, cu Destiny's Child, Boyz II Men. Mm-hmm. Deci este un amalgam așa de artiști, de culoare, nu avem voie să spunem culoarea, că după aia suntem rasiști. Nu albi, da, așa. Și mă regăsesc foarte tare în zona asta de muzică. Nu știu, mi se pare că oamenii ăștia din America erau artiștii pe care aveai posterile pe pereți, așa? Absolut, da. Și au ei, așa, nu știu, mi se pare că americanii în general cântă altă muzică. Altă chiar muzică. Chiar da. La ei orice sună bine, nu știu. Și ei și britanici chiar. Și britanici au adus contribuții în muzică foarte mult da, în prezent. Da, am spus Craig David, care da? Este britanic. Mm. Craig David. Da, și din ăștia noi de acum, acum ce asculți? Doja Cat. Da, bine, eu ascult avem Doja Cat din 2014, de pe vremea când ea era underground și am început cu piesa So High, dacă o știți. Recent ea a viralizat pe TikTok și, mă rog, bine, înainte să viralizeze pe TikTok, a început să o cunoască totuși lumea. Sau nu știu, habar n-am, eu ascult de mult oricum. Așa, Doja Cat...
ce mai ascult eu așa. Nu știu, ideea este că nu că nu-mi plac artiștii noi, dar Sia îți place? Ea este da, și compozitoare Sia, și îmi place foarte mult. Îmi place ca songwriter. Ea înainte să fie artist a fost songwriter. De-aia mi-a și venit în minte că da. Te-am asociat acolo complet din punctul meu de vedere. Și ea a arătat că vârsta is just a number, age is just a number și că poți să faci performanță și la o vârstă nu tocmai mică. Nu tocmai prima vârstă, da. Da, majoritatea se lansează cam pe la 16 ani, 17 ani, cam așa. Hai până în 25 de ani ca să ai succes. Pe mai departe, dar mai sunt și excepții. Și vreau să spun, nu neapărat că nu-mi plac artiștii nou apăruți, sau noi apăruți, cum e? Da, noi apăruți. Cei mai noi. Mi se pare, dar nu vi se pare și vouă, că gen, scoți o melodie, o ascultă toată lumea, o perioadă, după care lumea uită. Da. Se uită. Cum să zic, nu că se profane, se uzează mult prea repede. Da, iar sunt melodii vechi care rămân forever. Mă refer la artiștii grei, vechi, de dinaintea noastră. Nu știu. Da. Ei. Sau cei cu care am crescut noi, forever. Da. Ce se întâmplă cu artiștii noi? Scot o piesă, două, trei, după care ori dispar piesele, ori dispar piesele cu tot cu artiști. Dar de ce crezi că se întâmplă asta? Că și eu simt fenomenul. Mi se pare, nu știu dacă am dreptate sau nu, dar mi se pare că muzica bună a fost scrisă și noi doar rescriem ce a fost deja scris. Că simt aceeași idee și pe partea de fashion. Apropo de când era mai mică, apărea un stil așa și dura câțiva ani, știi? Da, apropo de anii 90, că am crescut amândouă, ne-au marcat cumva anii 90, acum m-a apărut deja în 3 săptămâni numai la modă. Deci 3 săptămâni, deja te duci în magazine, e cu totul altceva, se trenduiește altceva, e. Și mă întrebam așa câte... De ce e această uzură? Pe de altă parte, mă mai gândeam la o chestie. Poate că am crescut noi și nu mai suntem, știi, în zona aceea de vârstă, că e o perioadă în care te impactează mult mai mult lucrurile decât după o anumită vârstă deja cam ieși la curent, cam ți-ai făcut o părere, cam ți-ai făcut niște tendințe și poate că nu mai suntem noi în zona respectivă, poate că nu mai... Știi că mă uit totuși la tineri și cresc cu alte valori, cresc cu alți artiști. Da. Și pe ei ăia vor fi impactul pe care ăia îi vor impacta. Știi? Apropo, uite și de Ariana Grande pe care o auzim în căști, adică ei sunt o altă generație cu alți artiști, iar ce ascultam noi, că aveam și noi, Backstreet Boys, Spice Girls, așa. NSYNC, imposibil fiecare dintre noi să nu se fie îmbrăcat ca un artist favorit. Este imposibil. Eu nu mi-aduc aminte să fi făcut asta vreodată. Părinții mei au fost foarte restrictivi cu mine. Okay. Și nu m-au lăsat să mă îmbrac așa mai șuie. Și atunci, cred că acum, la vârsta asta de adult, recuperez. Da. Dragilor, haideți să intrăm și în horoscop. Este 10:22, să reușim. Noi avem un horoscop mai special, avem două, dar ăsta este mai special, completat de colegul meu, Paul. Este horoscopul lui Mercur retrograd, iar astăzi avem o temă importantă, așa, mai ales că suntem... Sunt, de fapt, că nu mă încadrez în categoria celor singuri care caută parteneri de Revelion, așa că trebuie să aflăm, și de-aia am și mai ales tema de astăzi, cum cucerești zodiile. Deci, dragilor, cine își caută parteneri de Revelion, aflați zodia și ascultați aici cu atenție. Berbec. Anuele, tu ce zodie stai așa ca să... Eu sunt săgetător. Săgetător, noi aici avem de față un scorpion, Paul, și un taur în a moa persoană. Și în platou mai este cineva taur în backstage. Așa, și mai e și Alexandra. Ea e pești. Deci prietena ta este taur. Da. Așa, și Alexandra este pești. Bun, hai să vedem, berbec. Cum cucerești berbecii? Pe berbecii cucerești cu personalitatea ta lipsită de orice urmă de îndoială.
Berbecii adoră partenerii care sunt all over the, nu pot să zic cuvântul, place, dar care se întorc doar la ei pentru că neam de neamul tău nu a mai întâlnit pe cineva atât de perfect. Ok, deci bărbecilor e bine să le spunem că sunt perfecți și atunci am cucerit instant. Taur. Nu doar cu mâncare cucerești, dar cu sentimentul că ești un om stabil, cât de cât normal, cât de cât de casă și că poți să îi duci partea aia întunecată de care nu știe nimeni pentru că toată lumea se concentrează pe cât mănâncă de obicei. A, nu știu ce să zic, mulțumesc, trecem mai departe, nu comentăm. Așa, trecem la gemeni. Geminii cucerim cu replici mai mult sau mai puțin inteligente, dar mai mult cu felul în care le spui. Acolo se vede dacă ești autentic și ai trăit ce scoți pe gură sau ai citit și tu câteva cărți motivaționale și te dai interesant. Deci, dragilor, pe gemeni cu inteligență îi cuceriți. Rac. Pe racii cucerim cu bun simț și maniere. Racii detestă orice manifestare grosolană sau grobiană, dar cumva se amuză la tupeul fantastic pe care îl are un berbec, de exemplu. În schimb, rețeta clasică de școala bunelor maniere va câștiga întotdeauna. Deci, racii rămân în zona de clasic. Leu. Nu cucerești un leu, nativul leu. Leu te invadează și tu cedezi suveranitatea. Soțul meu este leu. Și confirm cine pe cine a cucerit, cine a făcut primul pas. El a făcut primul pas. Normal, pentru că este leu. Da, nu. Vai de mine, de acolo e foc cu foc. Cred că ardeți așa într-o... Ne înțelegem extraordinar. Exact, exact. Extraordinar. Sunteți pe aceeași lungime de undă. Da, aceleași glume proaste. Bun. Deci, da, dragilor, nu cucerești un leu, leu te cucerește pe tine, nu uitați acest lucru. Deci, dacă te are în vizor, bine, dacă nu, vezi-ți de treabă. Fecioară. Doar dacă ajungeți să urâți, criticați, râdeți de aceleași lucruri. Mai departe, orice se poate îmbunătăți. La tine, nu la nativul fecioară, acolo totul este perfect. Iată, fecioarele și perfecțiunea lor. Balanță. Pe balanțe, cum le cucerești? Ești neamul cu Bill Gates? Nu? Atunci stai jos, vezi-ți de treabă. Da, mie nu-mi plac balanțele. Olă, olă, da. De ce? Sunt nu foarte sociabil. Nu știu, cu fetele balanță, în general, am așa. Eu sunt prietenoasă cu toată lumea, cu toate că anumite persoane îmi spun că sunt arogantă, dar nu sunt arogantă. Eu nu sunt arogantă? Nu sunt arogantă. A zis cineva ceva nu. De rău? Dar, nu știu, e ceva, o chimie proastă între mine și fetele balanță. Sunt și mici excepții, dar am avut așa niște episoade în trecutul meu. Tenebros. Da, da. Da, e o chestie de compatibilitate până absolut, la urmă, că da, da. Toți avem, ca să zic așa, zodiile pro și contra, cu care ne înțelegem și cu care nu. Scorpion. Ia, colegul, ești pregătit? Nu cucerești un scorpion. Te alege scorpionul pe tine. Nu ai fost niciodată în control. Îmi pare rău că trebuie să afle așa. Totul a fost o iluzie. Alexandra. La mine a fost primul pas tot. Păi asta zice, cred că o să ne confirme și Alexandra. Uite, mie nu mi se pare că tu ești scorpion. Nu știu, ce ascendent ai? Ia că intrăm pe târguri. Știi să calculezi ascendentul? Nu, de când sunt în matinal, mi-a intrat horoscopul și mie. Da, uite, vă spun eu cum se calculează ascendentul, este foarte simplu. Intrați pe Google și căutați calculator pentru ascendent. Și treceți data, luna, anul și ora la care v-ați născut. Și eu am aflat că am ascendentul în rac. În rac? Da. Apă, deci tu te stingi, tu singură te înflăcărezi, tu te stingi, da, tu, da, da. Deci tu uite, ești tu cu tine. Eu sunt o persoană foarte sensibilă. Mm-hmm. Am așa o, poate o mască de fier, dar dacă m-ai făcut la sentiment, cum s-ar zice,
cedez ușor. Mi se spune. Deci asta e latura racului. Da. Dar e o combinație foarte interesantă, pentru că săgetătorii sunt foarte aventurieri, așa, și să plece, să facă, și racii sunt foarte familiști, ceea ce e o contradicție, așa, și faptul că le-ai pe amândouă, e foarte interesant. Că m-ai făcut curios, am calculat, ascendent în fecioară. Deci ești apă cu pământ. E interesantă combinația și asta. Deci că pământul are nevoie, că dacă nu e, dacă devine tare, e neproductiv și atunci apa de la... E o chimie, adevărat. Fecioară? Ok. Da. E ok. Hai să vedem mai departe. Săgetător. Cum cucerești săgetătorul? Yes. Și să vedem dacă ne confirmă Leo, care ne ascultă de acasă. Cam ca la gemeni, doar că mai elaborat. Aici nu duci discuția din replică în replică, îți trebuie construcție a ideii, îți trebuie înțelegere a nuanțelor, îți trebuie o viziune de ansamblu. Și toate astea în timp ce dansezi Macarena și bei shoturi. Ceva de genul. E ceva? Este, da. Așa de curs cucerirea? Ce anume? Așa de curs cucerirea? Mai mult sau mai puțin, da. Eu sunt pe principiu, poți tu să fii cel mai frumos bărbat de pe planetă, dar dacă nu avem o discuție... Interesantă. Bine, nu se mai pune... Cătăline, să nu mă înțelegi greșit. Eu vorbesc acum cumva la trecut. Trebuie să fi fost... Na, vorbim la trecut. Trebuia să fi fost o discuție inteligentă. Da. Deci mie îmi plac discuțiile inteligente și aici se întâmplă cucerirea, ca să zic așa. Deci să înțelegem că s-a întâmplat, adică Cătălin, s-a întâmplat discuția din moment ce sunteți împreună, iată, așa, da. A existat. Trecem mai departe, Capricorn. Cum se cuceresc capricornii? Cu răbdare și disciplină. Dacă intri în jocul ăsta, să știi că nu e un joc, ci o treabă foarte serioasă. E, glumesc, dar să știi că și umorul e o treabă foarte serioasă. Am înțeles, la Capricorn totul este foarte serios și asumat și... Tatăl este Capricorn și da. Da, e totul serios. Da. Am impresia că e supărat tot timpul. El este foarte blând, așa, nu știu. Am impresia că are ceva cu tine, dar nu are sărăcă. Mă așteptam de la berbeci mai mult. Ce, la seriozitate? Da. Nu, cum? Berbecii? Da, berbecii sunt plini de viață, plini de entuziasm. Berbecii sunt berbeci. Tata e berbec, de-aia eram... Și e serios? O avea ascendentul în Capricorn. Posibil, te-ai caflă. Da. Vărsător. Cu o cămașă albă, cu mâineci foarte lungi. Nu prin pasta. Cred că cu o cămașă albă, cu mâineci foarte lungi. De forță? Cămașa de forță. Bine, colegul, da. Da, ce să zic, că eu am acasă un vărsător, deci... Da, aș putea să confirm așa pe jumătate, pentru că, într-adevăr, vărsătorii sunt mari iubitori de libertate, deci nu mă încerci un pic să restricționezi libertățile de orice fel și nu, ți-o iei rapid. Nu cred că mai rău ca la săgetătorii. Noi suntem cei mai iubitori de libertate. Nu confirm că și vărsătorii sunt. Și eu am și pe maică-mea vărsător, care e la fel. Este... Nu. Este ea și toată lumea. Deci... Nu pune granițe și limite, că nu există. Da, am înțeles. E bună. Și pești. Ia uzi, Alexandra. Cum îi cucerești pe zodii? De fapt, pentru tine, Paul. Cu dragoste. Ce frumos. Vorbită, șoptită, manifestată, gesturi mici, mari, tot pachetul. Bețișoare parfumate și sucul de struguri sunt un bonus. Și sinceritatea e sfântă. Nu te juca în ape liniștite, că nu știi ce se află acolo. De acord. Eu cred că persoana care a scris zodiacul din această zi este zodia pești. A zis numai de bine. Da, adevărul e că da. Ce frumoasă prezentare. Să știi că Mercur retrograd încă nu și-a trădat. E un cont destul de urmărit, da, știi, așa. Și nu și-a trădat încă zodia. A zis că va zice când va ajunge la nu știu câți followers și așa. Și până atunci e secret. Așa că nu se știe, dar toți încercăm să ghicim în funcție de cine, zice de bine. Aia e. Da. Asta a fost horoscopul. Colegul, tu mai aveai și tu un horoscop, dar următorul. Următoarea... L-am și pregătit pentru următor.
Da, păi, dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim și cu prognoza meteo pentru Revelionul 2021, ca să aflăm dacă avem zăpadă noaptea dintre ani sau nu. Și cu următorul horoscop, mai rezistăm la un horoscop? O să vă zic eu prognoza meteo pentru Revelion. N-o să ningă. Gata, spoiler. No. Spoiler. Mergem în Miami atunci. O să plouă foarte mult. Băgăm cargo toată noaptea. Eu oricum zic că de la 11 să ne culcăm, ziceau ăștia pe la televizor, că n-avem voie să ieșim după la 11. Nu ne culcăm, că noi am citit superstițiile și cine doarme de Revelion doarme tot anul. Așa că nu dormim de Revelion. Posibil. Deci nu mai, dacă nu citeam superstițiile, ne culcam, da, așa că le-am citit, acum nu mai putem să facem abstracție. Dragilor, că tot am vorbit de Doja Cat, rămânem cu
love with you. Yeah, I'm in love with you. Yeah, I'm in love with you. I'm in love with you. More than summer and afternoons, I'm in love with you. More than summer and afternoons, I'm in love with you. Bella, heart
starts to play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool at some ore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scuse me, Deți amore, deți amore, Dan Martin la matinalul Art FM, pentru că mai avem foarte puțin până la Revelion și trebuie să ne păstrăm și stare de bine. Și alături de noi este Anueli, care ne zice și acum ne păstrăm starea de bine. Cum intrăm în starea asta de sărbători, deși am intrat deja de Crăciun, cum ne pregătim și pentru Revelion? Păi, cu mâncărică bună. Ce anume? Cu mâncărică bună. Da, nu știu, eu am o stare de spirit destul de ok, nu știu. Chiar dacă ai făcut spoiler alert aici și ne-ai zis filmul de dinainte că o să plouă. Acum dă-ne și niște instrumente cum să rezistăm psihic la această informație. Pe cum să rezistăm? Dacă aveți pisică, vă puneți frumos pe canapea. Luați pisica în brațe, o mângâiați. Nu știu ce să zic. O muzică bună, o mâncare bună, bun dan negru. Ați apucat să vă uitați la filme? Eu nu, cu filmele nu prea. Seriale? Netflix? Seriale, da, dar în general cu filmele nu. Uite, un serial care m-a marcat, mi-a plăcut extraordinar de mult și din cauza faptului că este românesc, Umbre. L-ați văzut? Da. Genial! Chiar trebuie să-l văd, am auzit foarte mult. Nu, este mult. Genial, este cel mai tare serial și mai e și românesc. Deci îl recomand. Da. Bine, e în coproducție cu mai multe țări străine, deci se simte un pic, cel puțin la partea de efecte speciale și așa, au colaborat mult. Totul, adică ești ținut în priză, nu știu, mi se pare un serial care chiar merită văzut. Foarte bine realizat, actorii aleși, nu știu cum i-a ales perfect. E de impecabil, văzut. Da, e de văzut. Confirm și că, na, l-am văzut și eu recent, anul ăsta chiar, dar mai pe la în prima parte a anului și vreau să zic că am rămas plăcut impresionată. Eu ca și tine, eu sunt actriță și ca și tine evit, m-am tot ferit de ce se întâmpla în țară, vedeam multe filme străine și clasice și acum de vreo 2 ani mi-am tot propus să revăd și mă tot feream de așa și când am văzut Umbre chiar am fost plăcut impresionată și am zis da, se poate și la noi chiar se poate, și se poate de calitate. Da. Da. Recomandăm, e pe Netflix, aveți acces ușor. Este la el. Pe HBO Go. Ah, pe HBO, scuze. Da. Nu este da. Netflix. Trebuie să văd și eu. Asta pentru că acum câteva zile m-am uitat din nou la el, atât de mult mi-a plăcut. Wow. Da. Măi, trebuie să recunosc că mi-a plăcut și mi s-a părut impecabil și ca actorie și ca realizare și ca tot și ca regie, dar ca subiect nu este în zona mea de... a fost un pic prea agresiv pentru mine. Adevărul e că m-au șocat anumite scene. Da. Erau atât de... nu știu... să ai cine agresive. Vrea să se uite la el, să se uite. Dar cu Asterix jos sunt unele poate nu de sărbători, poate după. Grafice, da. Poate după cine, așa că totuși nu e un serial pe care l-aș recomanda acum de sărbători. Noi acum lucrăm la laboratorul de teatru cu Vitalie Bantaș, unul dintre mafioții din... ți-l arăt în pauză, sigur îl recunoști. Și... este un contrast imens între personajul pe care îl face și el ca om, care este foarte cald și foarte așa și profesionist, de ce nu, că ne ține la laboratorul de teatru tehnica Michael Chekhov, ne-o predă și suntem mândri așa că avem acces la o tehnică nu prea vehiculată în România. Și da, Paul, trebuie să vezi neapărat serialul.
Bine, pentru tine nu cred că te afectează. Nu știu, eu mă uit foarte mult la The Good Doctor sau, bine, românesc mă uit la Vlad. De când a apărut la Pro TV, mă uit foarte mult la Vlad. Și pe mine m-a captivat pentru că e readaptarea Contului de Monte Cristo și eu sunt foarte pasionat de acest roman. Dragilor, da, vremea va fi deosebit de caldă pentru sfârșit de decembrie și început de ianuarie în majoritatea regiunilor, cu temperaturi maxime în unele zone de până la 16 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, anul acesta vom avea un revelion fără zăpadă, dar cu ploi. O masă de aer cald care a pătruns în țara noastră prin sud aduce aceste temperaturi neobișnuite. Ar trebui să avem între minus 3 și 5 grade ziua și minus 10 grade noaptea. În schimb, am avut în București și 15 grade luni la prânz. Ar fi fost maxima pe țară, dar se înregistrau și 16 grade la Oltenița. Și în următoarele 3 zile vom avea temperaturi de 15-16 grade și va ploua aproape peste tot, mai abundent prin vest, nord-vest și pe la munte. Da, asta e. Și dimineața pe 1 ianuarie se va forma și ceață. No. Pe principiu, imaginați-vă cum ar arăta cu zăpadă, așa se blochează ați totul. Ați văzut The Mist? Filmul The Mist? Nu, aha. Nu. Să te uiți. Da? Da. Sau bine, poate... e mai vechiuț el așa, dar e mișto. Atunci ar putea să-l fi văzut, dar nu mi-aduc aminte după nume. E de Crăciun sau... Nu. No. No? Este puțin așa de groază. De cum? De groază. E horror. Da, bine, e The vechi Mist? Filmul. The Mist, da. Și e o ceață care acoperă orașul. Aha, și din 2007. Mai departe nu mai zic. Aoleu, păi nu. Să-l vedem. Anuel, vin numai cu propuneri din astea așa de Crăciun. Sunt frumoase. Eu te întreb de lucruri serioase aici, apropo de caprimă, lucruri serioase, în mod de sărbători, așa, da, și da. Tu vii cu lucruri mult prea serioase. Unde e aventura? Vreau cu... Bine, e prea multă aventură aici la The Mist. Văd din imagine. Da, nu, o să-l pasez tot pentru după Revelion. Nu știu ce aveți cu... Eu vă propun așa un Miracolul pe strada 34, așa, un film din ăsta așa. Greu de ucis. Nu. Nu, hai să schimbăm. Este foarte greu să-mi capteze atenția un film. Dacă este de acțiune, am să-i spun pas. Dacă este romantic, o să-i spun pas la pătrat. Okay. Dacă este de comedie, semi-pas. Mie îmi plac filmele horror și dramele, multe drame. Așa. Conjuring. The Conjuring. Oh, ăla a fost un film da. Horror. Da, da, da. Da, subscriu la drame și mie îmi plac și ale istorice, așa, care au și dramă și da, istorie. Da, da, și, da. Apropo de dramă și istorie, The Crown, un alt serial care ți-l recomand cu drag. Drag ți-l recomand. Tot apare la Recommended pe Netflix, încă nu m-am apucat de el, dar uite dacă mi-ai zis. Apucă-te, se merită. Apropo de joc impecabil și regie și istorie și ce vrei tu. Adică, sigur, n-ai cum să nu rezoneze, are prea multe aspecte foarte bune. Și un alt serial care s-ar putea să-ți placă, The Young Pope, cu Jude Law. Ok, cu Jude Law. Este tot pe Netflix? Tot pe Netflix, amândouă le găsești. Să mă uit. Dar The Crown, n-ai cum să ratezi cu The Crown. Ai tot ce trebuie și e foarte frumos povestită toată istoria reginei. Bun, dragilor, Paul, hai cu horoscopul, că azi reușim doar horoscopul tău să-l citim. Ce ne-ai pregătit? Horoscopul sună așa, pentru nativii din Berbec. O domnișoară în zodia Berbec îi spune prietenei. A, nu se poate iar cu domnișoare? Ai promis că azi zici cu domnișoare, așa. Iar te iei de fete? Asta e ce am găsit. Pisici, nu, dar tu o să-ți iei mult hate cu de la fete. Eu ți-am zis de ieri. Că și ieri tot a avut cu gagici și numai așa. Le-a dat... Ok. Special. Sau tu vrei să nu mai asculte fetele? Zi. Ei, nu. Cum adică nu? Bine, zi. Dragă, mi se pare foarte ciudat ce se întâmplă. De fiecare dată când cunosc un bărbat mai ca lumea, aflu fie el e însurat, fie că sunt eu măritată. Asta e citit-o și ieri. Nu. Ba da. Refacem atunci. Refacem. Bun. Taur.
La un an după ce s-a căsătorit cu o femeie taur, el intră în dormitor ținând în mână două pastile de Nurofen și un pahar Le-ai de apă. Le-ai citit ieri! Nu, astea sunt diferite. Cum diferite? Nu am avut astea ieri. Ba da! Am avut altceva ieri la taur. Ba da, a fost cu Nurofenul. Crede-mă, ține de... Era altceva. Poate era alt semn zodiacal cu Nurofenul. Nu, țin minte că e vorba de mine. Ce știe ea? No, cum dorești? Le mai citesc atunci? Păi nu știu, citește, uite, hai să citim la anuiele ca să la anuiele ca să vedem dacă e la săgetător, da? Da. O săgetătoare este întrebată de soțul ei: mi-ai simțit lipsa ieri, iubito? Cum, dragă, n-ai dormit acasă? Frumos. Superb. Da. Da, eu zic că am atâta momentan. Că după aia vorba ta mi-au mult hate și mă trezesc cu carantină de-a binele. Da, o știți pe doamna Stella? Și doamna Stella are niște... ia stați așa să doamna Stella. Să vă dau material pentru... Te rugăm. Dacă căutați pe Instagram, doamna Stella. Ia stați așa. Până și atunci... Sunt super funny, da. Ah, ok. Uite, citesc la săgetător, da. Că eu sunt săgetător, o să citesc la taur și la scorpion. La săgetător scrie: Secret Santa va rămâne secret. Și cadoul la fel. Asta la cine? La săgetător. Ia să vedem la... La ce mai e aici? La... Nu sunt în ordine, la taur. Ascultă sfaturile celor apropiați, chiar dacă pare dubios să stai cu urechea lipită de ușa vecinilor. Așa, și să căutăm și scorpion. Nu pot să o citesc pe asta, mai căutăm una cu scorpion. Nu, că totuși. Da. Mă rog că am salvat, okay. Stella. Da, nu, chiar nu. Unele sunt mai așa... Da, nu mai găsesc niciuna cu scorpion. Trebuie să găsim una cu scorpion neapărat. De ce? Singurul care ajunge cu tine în pat de sărbătoare, gata, bradul. Da, financiar îți merge bine. Dai și mie 100 până mâine. Falit. Sunt bune, l-am sunt bune. Și eu. Doamna Stella este superbă. Uite că e doamnastella.ro și la categorii. Da. Ia uite. Perfect. Mai s-o completăm. Mulțumim. Cu plăcere, cu plăcere. Dragilor, cam ne-am apropiat de finalul matinalului. Anueli, ne bucurăm enorm că te-am avut alături de noi. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc. Te mai așteptăm cu drag. Mai bine, mai bine. Oricând, chiar și la o cafeluță așa, alături de noi aici. Sigur. Frumos să dezbatem horoscopul și nu numai. Și cu alte melodii. Sigur, sigur. Doamne ajută. Da, până atunci ne auzim și mâine la matinal la Art FM, iar în încheiere... Anueli cu Lover Boy. Zi frumoasă tuturor! Day. I could feed my heartache with some candy.